Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. I will try to make mine short, but I have a story. O să încerc cât pot să fiu de scurtă și să vă spun felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. And I hope it encourages you. Și sper să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. This is my fourth year back in Romania and I want to thank you for having me. Este cel de-al patrulea an în care vin în România. The people here are so warm and loving and I'm happy to be here today. Și de fiecare dată mă bucur să fiu în România pentru că oamenii de aici sunt așa de calzi și de iubitori. I just want to share that life is hard. Dar totuși să știți că viața uneori este grea, devine grea. And I've had my struggles. Și fiecare dintre noi la un moment dat avem la fel cum am avut și eu. I have been married 3 times. Am fost căsătorită de 3 ori. And I hope after my testimony you ask yourself, I ask myself, do you still love me? And I hope you will say, I love you because of your testimony. Și sper că la sfârșitul mărturiei, dacă vă voi întreba, mă mai iubiți, să puteți să răspundeți, da, vă mai iubesc. So I had, by the time I was 53, I had 3 failed marriages. La vârsta de 53, m-am găsit cu 3 căsnicii eșuate. There was alcoholism, infidelity, and abuse. Și soții mei s-au dovedit a fi alcoolici, infideli și abuzivi. And I decided I was missing something in my life. Și atunci mi-am dat seama că ceva îmi lipsește viață. I gave my life to Christ when I was 11 years old. Când am avut vârsta de 11 ani, Dumnezeu m-a cercetat și am hotărât atunci așa mică să-L urmez pe Domnul Iisus. But I stepped away from Christ as an adult because I married men who did not believe in Jesus. Dar la un moment dat, când la maturitate, m-am îndepărtat de Dumnezeu datorită faptului că în loc să aleg să rămân pe calea Lui, am ales un bărbat care nu era credincios. You see, I was a good person when I was young. I had a good job and people loved me. Când eram tânără, mă considerat o persoană bună, aveam o slujbă bună. I had wonderful children and I got promoted in my job. Am avut și am copii minunați, pe urmă la serviciu, în carieră am fost promovată și am avut o slujbă foarte bună. But there's more to life than that. Dar viața este mai mult decât atât. You see, I had a friend who was in a bad car accident. Am avut un prieten care la un moment dat a avut parte de un accident grav de mașină. And she was in the hospital for over 6 months. Și ea a fost în spital timp de peste 6 luni. There were so many people who came to the hospital to see her. Au fost așa de mulți oameni care au venit la spital să o viziteze. Because they actually asked her family if she was famous. They asked her family if she was a famous person because there were so many people there. Încât cei de la spital au întrebat-o, i-au întrebat familia dacă nu cumva este tot ceva vedere, o persoană faimoasă, devin așa mulți oameni să o viziteze. But when I walked in the hospital and saw how many people were there. Și când am intrat și eu în camera ei și am văzut câte persoane erau acolo. I realized what was missing. Mi-am dat seama ce îmi lipsea. Because you see, Barb was a Christian and she lived her life as a Christian. Barbara era o femeie credincioasă și ea își trăia viața ca o adevărată credincioasă. She was honest with me. Ea a fost sinceră cu mine. And she spoke to me about Jesus all the time. Și tot timpul, în timpul prieteniei noastre, ea vorbea mereu despre Domnul Iisus Hristos. And she tried to tell me what was missing in my life, but I didn't want to hear it. Și ea încerca să spună ce lipsește în vieții mele, dar eu mă făceam că nu. But that day, I realized how precious life was. Dar în acea zi, mi-am dat seama cât de prețioasă este viața. People saw Christ in her. Oamenii
cei din jurul ei l-au văzut pe Hristos în viața ei. And I wanted that in my life. Și mi-am dat seama că ceea ce lipsește viața mea, în viața mea, este Hristos. You see, I was just going through the motions and I really wasn't living a Christ life like life. Când m-am hotărât să devin credincioasă, ceea ce m-au determinat atunci au fost emoțiile. Nu lucrul adevărat care trebuie să-l caracterizeze pe un credincios, și anume să fie ca și Hristos. I realized I was a sinner and I needed Jesus in my life. Și atunci mi-am dat seama că eram o femeie păcătoasă și aveam nevoie de Domnul Iisus Hristos în viața mea. And I wanted him to take all the dirty little pieces inside of me and cleanse them. Și aveam nevoie de cineva care să ia toate petele de pe haina mea sufletească, să ia toate murdăriile din viața mea și să fac o curățenie deplină. But that meant I had to change my life. Și atunci, în momentele acelea când m-am cercetat și m-am pocăit înaintea Domnului Iisus, El a lucrat în viața mea. But with God's help and my family and church family, I turned my life around. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul bisericii și a familiei, am reușit să-mi schimb viața. So, I read my Bible every day. Și de atunci când am hotărât să fiu o credincioasă adevărată ca și Hristos, în fiecare zi citesc Biblia. That is basic instruction before leaving life. Și în Sfânta Scriptură noi avem instrucțiunile de bază pentru ca un om să poată trăi ca și Hristos și să fie după voia lui Dumnezeu. So I am married now to my fourth and I hope final husband. Iar acum sunt căsătorită cu cel de-al patrulea soț și care voi trăi până la moarte. We've been married 16 years. Suntem căsătoriți deja de 16 ani. And he shares his faith with me. Și el este un credincios, un om credincios după voia lui Dumnezeu. Life is not perfect and life is about choices. Viața nu este una perfectă și ea ține de alegeri. We can make good or bad choices. Și noi putem să facem alegeri bune sau alegeri rele. But I learned you never have regrets when you make the right choices in your life. Și nu trebuie să ne pară niciodată rău de alegerile bune pe care noi le facem în viață. You see, we know what is right. Fiecare dintre noi știm ceea ce este drept și ceea ce ar trebui să alegem bine. We are impatient and we don't trust in the Lord. Dar uneori devenim nerăbdători și nu avem încrederea aceea de plină în Dumnezeu. We don't go to the person who can fix the problem. Și nu mergem la persoana la care trebuie să mergem și care poate într-adevăr să rezolve problemele din viața noastră. In Romans 8:28 says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. În Romani, capitolul 8, cu versetul 28, Sfânta Scriptură spune felul următor. Romani, capitolul 8, versetul 28. Romani 8, cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. You may have to wait, but God will work it out for His glory and you will be a part of the right solution. Sunt situații în care noi trebuie ca să așteptăm și Dumnezeu cere de la noi așteptare pentru ca lucrarea Lui să fie una desăvârșită în viața noastră. When we have hope, when we trust in Jesus, we have hope for a better life. Și atunci când ne încredem în Domnul Iisus Hristos, să știți că vine speranța. Dumnezeu felul acesta lucrează că pune omul în inima omului care se crede în el speranță și putere. I challenge you to open your Bible every day and even if you just read a couple verses and let God speak to you. De aceea vă încurajez ca în fiecare zi, oricât de ocupați ați fi și oricât de mult ar cere ziua respectivă de la noi, totuși să ne facem timp să ne citim Biblia. You can have joy and forgiveness today if you choose to follow Jesus and believe in his promises to us.
Și bucuria și fericirea adevărată vine numai atunci când alegem să urmăm calea lui Dumnezeu și să fim în voia Lui. I believe in Jesus and He is someone I love and have a personal relationship with. I believe in Jesus and He's someone I love and I have a personal relationship with Him. Acum, cu toată inima mea, cred în Domnul Iisus Hristos, îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și mă bucur că El m-a primit în sunul Său și îl simt, așa cum spune la un moment dat, ca și un prieten bun, cel mai bun prieten. Because I've given my life to Him, He knows me by name. Și pentru că Eu mi-am predat viața Lui, am această credință că El mă cunoaște pe nume. I choose to follow Jesus Christ, my Savior, my Redeemer. Am ales ca să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, El care este Mântuitorul meu, Răscumpărătorul meu. My Heavenly Father. Tatăl meu Ceresc. And the man who's promised to take me to heaven. Și Cel care într-o zi mi-a promis că se duce în ceruri să-mi pregătească un loc. But I won't join Him just today, but forever. Iar acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, nu vom fi cu El doar un timp, ci Sfânta Scriptură spune că va fi o veșnicie. Most all, remember Jesus, if He can love a sinner like me, He can love you too. Și dacă este cineva în locul acesta care poate nu simte iubirea lui Dumnezeu, să știți că dacă Domnul a putut să mă ierte pe mine și să mă iubească pe mine, poate să te ierte și pe tine și are o iubire veșnică și pentru tine. You just have to make the right choice and choose to follow Jesus. Astăzi trebuie să faci alegerea corectă și bună, și anume să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos. It takes courage and trust. Uneori, pentru aceasta trebuie curaj și trebuie încredere. But if you make the right choice, you will live with no regrets. Dar dacă facem alegerea corectă și urmăm pe Domnul Iisus Hristos, în viață nu vor mai apărea regrete. I can honestly say I have no regrets giving my life to Jesus. Și de când mi-am dăruit viața Domnului Iisus Hristos și trăiesc credința creștină așa cum trebuie să trăiesc, Dumnezeu mi-a îndepărtat toată vinovăția și nu am niciun fel de părere de rău. I want to thank you for hearing my testimony and I hope that you will share your story and what Christ has done for you and give Him the glory. Mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că am putut să fiu cu dumneavoastră și să vă împărtășesc felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și la rândul meu să vă încurajez să împărtășiți și cu alții cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră și să deveniți astfel niște martori ai Lui. Amin. My final words are, don't ever underestimate the power of Christ. Și aș vrea să închei cu aceste cuvinte. Niciodată să nu subestimați puterea lui Dumnezeu. Amin. May God bless you and I love you all. Domnul să vă binecuvânteze și încă o dată să spun că vă mulțumesc. Fratele Rei.